când se duc la sală, când fac cardio, atunci trebuie să fii hrănit, frate, atunci trebuie să ai energie ca să-ți desfășori toate activitățile astea. Nu seara când ajungi acasă, stai toată ziua ca prostul nemâncat și seara când ajungi acasă nu te mai poți opri pentru că ești prea înfometat, ai prea multe pofte și bași ca prostul în tine 2-3.000 de calorii, poate chiar mai mult, 4.000 de calorii și te întreb, frate, de ce nu slăbesc? Oh, mâncatul ăsta seara mă omoară, ăsta mă îngrașă. Nu, frate, prostia ta din cap te îngrașă pentru că... Salut, sunt Otto de la Miere TV și astăzi vreau să vă povestesc cum am slăbit eu 45 de kilograme mâncând noaptea. După cum știți deja cei care mă urmăriți, eu mai am o serie pe acest canal, se numește Otto Slăbește, în care am făcut singura transformare live, singura transformare documentată din toată lumea asta, în care am pus clipuri în fiecare săptămână cu progresul meu și cu toate mesele pe care le-am avut. Am reușit până acum să slăbesc 45 de kilograme și dacă vreți să vedeți ceva extraordinar, ceva senzațional care nu s-a mai făcut până acum pe tot YouTube-ul ăsta, ceva foarte, foarte transparent, din care să vă motivați și să învățați foarte multe lucruri despre masă musculară și despre o transformare live și despre slăbit, trebuie neapărat să vedeți seria Otto Slăbește cu transformarea mea live. Ok, astăzi vreau să abordăm acest subiect cu mâncatul seara, cu mâncatul noaptea, de fapt, pentru că în industria fitness-ului sunt foarte, foarte multe păreri. Majoritatea oamenilor din industria fitness-ului spun că nu poți să slăbești dacă mănânci noaptea. Și într-adevăr, afirmația asta este adevărată, dar la fel de adevărată este și afirmația că poți să slăbești dacă mănânci noaptea. O să vă explic în acest clip cele două spețe, o să vă explic concret cum poți să slăbești mâncând noaptea și cum poți să nu slăbești mâncând noaptea sau chiar să te îngrași. În primul rând, ca să slăbești, trebuie să fii într-un deficit caloric, știți bine, trebuie să mănânci mai puține calorii decât rata metabolică bazală, plus câte calorii ardeți voi la activitățile fizice pe care le desfășurați de zi cu zi și la antrenamente, dacă vă antrenați, dacă faceți sport, bineînțeles. Așadar, este adevărat ceea ce se spune că dacă mănânci noaptea te îngrași, dar în ce sens? Dacă mănânci prea mult noaptea te îngrași, adică dacă îți depășești caloriile, dacă vei mânca 2-3.000 de calorii noaptea, bineînțeles că te vei îngrășa, pentru că mai mult ca sigur îți vei depăși caloriile. Dar dacă mănânci puțin, dacă ai o masă de 500 de calorii, de exemplu, da, de 400, de 300, de 600 de calorii, facem așa o medie, da, de 4-500 de calorii, dacă ai o masă de 4-500 de calorii noaptea, nu te vei îngrășa și, bineînțeles, dacă nu îți vei depăși caloriile de menținere. Dar cum faci să ajungi să nu consumi atât de multe calorii noaptea? Pentru că, de fapt, aici este problema. Foarte multă lume, când vrea să slăbească, ajunge să mănânce foarte multe calorii noaptea. Și de aceea se îngrașă și de aceea expresia asta, mâncatul noaptea îngrașă. Ei bine, și eu mănânc noaptea. Dacă ați urmărit seria mea, bineînțeles că ați văzut acolo că fiecare masă, adică ultima masă, a patra masă din fiecare zi, o am seara, o am noaptea, la ora 11. Și cu toate astea am reușit să slăbesc 45 de kilograme și încă mai vreau să mai slăbesc 5 kilograme. Așa că nu uitați să-mi urmăriți seria din Otto Slăbește, Transformarea Live, pentru că este ceva extraordinar. Lumea când vrea să slăbească, intră pe o dietă din asta foarte, foarte slabă în calorii și începe să sară peste mese și de aceea ajunge să consume foarte multe calorii noaptea. Dimineața mănâncă un covrig, bea o cafea. Sau poate nu mănâncă nimic, da? Beau decât o cafea sau un ceai, pleacă la lucru și sar peste micul dejun. Fac intermittent fasting. Wow, ce tehnică super bună de a slăbi. După care la prânz mănâncă o salată, da? Mănâncă o salată cu 150 grame de piept de pui, să zicem, foarte, foarte puține calorii și iau și de acolo vreo 300 calorii maxim și se bucură, zic, mamă, cât de bine am început ziua asta, da, am început super bine, o să slăbesc super mult, sunt super motivat, sunt cel mai șmecher, nimeni nu mai e ca mine. Dar asta este o abordare greșită. De ce? Pentru că apoi vine seara, vii de la serviciu, ajungi acasă, se face ora 6, 7, 8 și începi să mănânci. Și bineînțeles că având atât de multe calorii păstrate de pe timpul zilei, vei fi foarte, foarte înfometat și vei fi setat că, domne, am foarte multe calorii păstrate, pot să mănânc orice acum pentru că oricum o să slăbesc, da? Și ce faci? Ori îți comanzi o prostie, gen, îți comanzi o pizza care are 1500 de calorii și tu de fapt crezi că are vreo 700, îți mai comanzi și ceva dulce, îți comanzi niște clătite sau poate ai niște biscuiți prin casă sau poate ai o ciocolată, zici, o ciocolată, 500 de calorii, poți să mănânci și o ciocolată. 700 cu 500, 1200 de calorii, am mai mâncat eu 300 de calorii la prânz, sunt 1500 de calorii, perfect, m-am încadrat. Când tu de fapt deja ai trecut de 2000 de calorii și pentru că te-ai înfometat foarte mult ziua și pentru că ai mâncat în penny seara, chiar dacă ai mâncat multe calorii, ai mâncat lucruri care sunt foarte dens calorice și care sunt foarte mici ca volum și care îți dau pofte foarte mari, da? Sunt niște mâncăruri care te incită să mănânci mai mult, care îți incită gusturile, papilele gustative. Și pentru că te-ai înfometat toată ziua,
După ce mănânci lucrurile acestea, vei începe să mănânci din oră în oră sau din două în două ore. Deci vei mai mânca sigur ceva până să adori. Și uite așa vei ajunge să consumi 2-3.000 de calorii seara, noaptea și să intri într-un cerc din ăsta vicios și să nu mai slăbești, din contră, să te îngrași. A doua zi o iei de la capăt, iar zici, mamă, gata, nu, de astăzi chiar vreau să slăbesc. Nu mai mănânc și încep la fel de prost, sar peste mese, se face seară, se face noapte și tu ești foarte înfometat și începi să dai viama în frigider și să rup frigiderul ăla în două sau să-ți comanzi tâmpenii. Și bineînțeles, dacă mai ai și prostii prin casă, da, dacă mai ai ciocolate, dacă mai ai biscuiți și altfel de prostii, cu siguranță nu te vei putea abține, pentru că nu te va lua somnul, vei fi atât de înfometat și gândul îți va sta numai la mâncare, încât vei mânca foarte multe chestii. Și în acest caz, bineînțeles că mâncatul seara te va îngrășa. De aceea nu este bine să ai o abordare de genul acesta. Când vrei să slăbești, trebuie să ai minim 3 mese pe zi. Eu am 4 mese în fiecare zi și de aceea vă sfătuiesc și pe voi să nu săriți peste mese la micul dejun, să mâncați chiar dacă nu vă este foame, să mâncați forțat, da, și să nu mâncați gen un covrig sau să mâncați 200 de calorii. Încercați să aveți o masă în cât de cât decentă, da, de 400 de 500 de calorii. Eu am mese chiar și mai mari la micul dejun. După care la prânz la fel, să aveți o masă de 500-600 de calorii. După masa pe la 5-6 să mai aveți o masă, da? Sau chiar ora 7. Aveți a treia masă, tot așa, 5-600 de calorii, 700 de calorii. Iar seara, când se va face seară și se va face ora 10, se va face ora 11, înainte să vă pregătiți de somn, chiar dacă îți va mai fi foame sau simți tu că ai așa o anumită poftă, crede-mă, îți vei putea ține poftele sub control pentru că nu vei fi atât de înfometat și vei putea să mănânci ceva lejer de 200, 300, 400 de calorii. Și astfel nu vei mai mânca jumătate de frigider, înțelegeți? Și nu veți mai mânca 2-3.000 de calorii. Iar dacă mănânci noaptea și mănânci 2, 3, 4, 500 de calorii, crede-mă, nu te vei îngrășa, mai ales dacă nu îți vei depăși numărul de calorii pe care le ai tu zilnic, bineînțeles. De aceea nu sunt de acord cu dietele astea în care se sare peste mese, în care se ține intermittent fasting, în care nu se mănâncă anumite alimente pentru că îngrașă sau în care se mănâncă foarte, foarte puține calorii. Să mănânci 1000, 1200 de calorii. Nu, este mult prea puțin. Încercați să mâncați, mai ales dacă sunteți grași, da, dacă sunteți obezi, cum am fost și eu. Fraților, încercați să mâncați între 2000 și 3000 de calorii în fiecare zi, încercați să vi le împărțiți în 3-4 mese, cât de cât egale acolo, da? Nu mâncați dimineața 200 calorii, la prânz 500 calorii și seara 1500 calorii. De ce să mănânci seara 1500 calorii când seara nu mai ai nicio activitate fizică, trebuie să te pregătești să te bagi la somn? Tu trebuie să mănânci pe timpul zilei când vrei să faci mișcare, când vrei să faci sport. Bine, asta dacă faci sport. Dar chiar dacă nu faci sport și stai la birou, te va ajuta să te concentrezi mai bine. Faptul că ești mâncat îți va hrăni și creierul și îți vei putea face lucrurile, treburile de la serviciu mult mai bine. Iar seara ai șanse mult, mult mai mici să nu mai dai iama în frigider și să rup frigiderul în două. Eu nu zic că nu poți să slăbești și așa, poți să slăbești și așa, dar va fi foarte greu pentru că vei avea atât de multe pofte seara, încât nu te vei încadra în cele 2000-2500 de calorii pe care vrei tu să le consumi în ziua respectivă. Tu mâncând decât 500 de calorii toată ziua, și sărind peste 2-3 mese, tu noaptea, când trebuie să mănânci 1500 de calorii, să zicem, da, ca să poți să slăbești, încă să fii în grafic, crede-mă, îți va fi foarte greu, da, să te oprești și să mănânci decât 1500 de calorii pentru că vei fi atât de înfometat, încât este foarte, foarte greu să te oprești. Și când ești înfometat și când știi că ai foarte multe calorii de mâncat, că le-ai păstrat pentru seară, îți vine să mănânci tot felul de prostii și te lași pe tânjală. Exact când te duci la cumpărături înfometat, ați văzut și voi, îți vine să-ți iei tot felul de prostii, nu te mai poți opri, nu te mai poți abține nici măcar la dulciuri, îți vine să pui mâna și pe napolitana aia. Intri la Lidl, vezi cornurile alea pe acolo de la patiserie, îți vine să zici, hai că iau un corn să mănânc acum pe drum, că nu mai pot de foame. De aceea nu este bine să stai nemâncat și când te duci la cumpărături, trebuie să fii mâncat ca să nu faci lucruri din astea nesăbuite, să mănânci tot felul de prostii care sunt niște bombe calorice efectiv și care nu sunt sănătoase. Dacă ești mâncat, seara poți să mănânci o masă foarte, foarte ușoară. V-am zis, eu am 3 mese în fiecare zi și seara mai am a patra masă. Mănânc ceva cu proteină, mănânc o budincă proteică de 33 calorii. Mai mănânc un fruct sau niște pepene sau niște căpșuni, fructe în general, da? Fructe cu ceva proteină. Ori mănânc un baton proteic să fie așa ceva dulce înainte de somn, ori mănânc o budincă proteică, ori îmi pun două filiuțe de pâine din aceea graham sau pâine neagră sau pâine din asta integrală. Bine, nu că ar conta foarte mult, dar asta are mai multă proteină, înțelegeți? Îmi pun două, trei filiuțe de mușchi pe deasupra, câte o filiuțe de cașcaval, mai îmi iau două mâini de cireșe. Și asta este. Fructele au foarte puține calorii și credeți-mă, să ai un snack din asta seara, ideea e că mănânci destul de mult volum,
mănânci ceva bun, mănânci ceva nutritiv, care are foarte puține calorii, da? Mănânci 400 de grame și ți-ai 150-200 de grame, 200 de calorii. Deci gândește-te, e fantastic. Decât să mănânci ce? Să mănânci un biscuit? Păi numai un biscuit de la învelit în ciocolată are 100 de calorii. Și crezi că te poți opri decât la 1? Nu, vei mânca 4-5, vei mânca 4-500 de calorii din biscuiți sau din ciocolată și îți va face poftă mai mare de mâncare, crede-mă. Fructele sunt un pic acrișoare, acrul ăla îți taie așa poftă de mâncare. Sunt și un pic dulci, au și foarte multă apă, te hidratează, au vitamine. Și pe lângă ele mai bagi vreo 200-300 de calorii cu ceva proteină. Dacă te interesează masa musculară, dacă nu te interesează masa musculară, nu trebuie să bagi proteină. Dar pe mine mă interesează și de aceea vreau să am 4 mese cu proteină în fiecare zi. Deci sper că v-am lămurit, da? Ambele afirmații sunt adevărate. Mâncatul seara îngrașă, este adevărat, dar la fel de adevărat este că mâncatul seara nu îngrașă. Acum depinde ceea ce mănânci și cât mănânci. Dacă vei sta nemâncat toată ziua, ai șanse mult mai mari să te îndrepți către ideea că mâncatul seara îngrașă, pentru că tu nu-ți dai seama cât de mult mănânci seara. Mănânci mii de calorii și de aceea te îngrași. Dacă faci ca mine și nu numai ca mine, ca alții care mănâncă seara și care totuși reușesc să slăbească sau să se păstreze în formă, ți-ai dat seama că nu trebuie să sar peste mese, că trebuie să ai mesele destul de regulate și să mănânci de 3-4 ori în fiecare zi. De aceea seara, când iei ultima masă la ora 11 noaptea, da, sau la ora 10 noaptea, nu vei mânca atât de mult. Vei avea o masă normală, vei ști ceea ce trebuie să mănânci, nu vei mânca tot felul de porcării, nu ai pofte atât de mari încât să te tenteze toate prostiile din lumea asta. Vei putea mânca o banană, vei putea mânca niște fructe, două mâini de cireșe, da? Vei putea mânca jumătate de kilogram de căpșuni, jumătate de kilogram de pepene și apoi să te bagi liniștit la somn fără să ții mai mult de 200-300 de calorii. Și uite, așa ai avut și o masă noaptea și nu te-ai îngrășat și poți să spui că frate, eu mănânc noaptea și nu mă îngraș, eu slăbesc. Așadar, persoanele care spun că mâncatul noaptea te îngrașă sunt acele persoane care nu au un stil de viață sănătos, care nu au o viață organizată, care sar peste mese, care mănâncă mult, mult prea puțin în timpul zilei, exact atunci când ar avea nevoie să mănânce, exact atunci când au nevoie de energie, când trebuie să gândească, când sunt la birou, când își fac treburile, când merg cu mașina, când se duc la sală, când fac cardio, atunci trebuie să fii hrănit, frate, atunci trebuie să ai energie ca să-ți desfășori toate activitățile. Astea. Nu seara când ajungi acasă, stai toată ziua ca prostul nemâncat și seara când ajungi acasă nu te mai poți opri pentru că ești prea înfometat, ai prea multe pofte și bași ca prostul în tine 2-3 mii de calorii, poate chiar mai mult 4 mii de calorii și te întreb, frate, de ce nu slăbesc? Oh, mâncatul ăsta seara mă omoară, ăsta mă îngrașă. Nu, frate, prostia ta din cap te îngrașă pentru că nu mănânci ziua, pentru că stai ca prostul nemâncat, pentru că te uiți la tot felul de proști din ăștia de pe internet, de pe YouTube, care spun să faci intermittent fasting, care spun să nu mănânci pâine, care spun să nu mănânci ciorbe, să nu mănânci carne de porc, să nu mănânci nu știu ce. Mănâncă, frate, cum îți place ție, mănâncă în stilul tău, dar încearcă să ai mese regulate, încearcă să ai mese normale, nu extraordinar de mari, să mănânci ca bou până te umfli, până nu mai poți să mergi, până te doare burta. Încearcă să mănânci mai puține grăsimi, să fii atent la grăsimi, dacă mănânci ceva mai gras, dacă mănânci un cârnat, dacă mănânci o carne de porc, să ai o porții mai mici și să spui pe lângă foarte multe legume. Încearcă să mănânci câte un fruct, 2-3 în fiecare zi, să spui la desert sau la fiecare masă, da, sau între mese, să mănânci câte un fruct. Încearcă să excluzi dulciurile și prostiile astea care sunt bogate în zahăr și în grăsimi. Încearcă să nu mai mănânci așa multe prăjeli. Încearcă să-ți controlezi mâncatul pâinii, da, câtă pâine mănânci în fiecare zi. Una e să mănânci ca omul normal câte o feliuță, două feliuțe de pâine la masă și alta e să mănânci ca nebunul câte o jumătate de pâine la masă. E normal că după aia zici, domne, pâinea mă îngrașă. Păi normal că te îngrașă pâinea dacă tu mănânci o pâine pe zi, frate. Dar ia mănâncă 3-4 felii de pâine pe zi, să vezi, te mai îngrașă, nu te mai îngrașe pâinea. După aia o să zici că te îngrașă altceva și după aia altceva și după aia altceva. Deci asta e o prostie, niciun aliment nu îngrașă, la fel cum poți să spui că toate alimentele îngrașă, da? La fel, ambele afirmații sunt adevărate, dar asta poate o să fie un clip pentru o altă dată. Sper că ați înțeles ce am vrut să spun din acest clip. Sper că v-a plăcut și dacă da, nu uitați să lăsați un like și un comentariu și să vă abonați la acest canal, pentru că pe mine m-a motivat foarte tare să continui cu acest canal de YouTube și să pun clipuri în fiecare săptămână pentru voi. Noi o să ne vedem duminică la următorul clip din transformarea mea live. Până atunci, dacă vreți să mă vedeți mai des, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook la Miere TVO. Iar dacă vreți să fiți sănătoși și puternici ca niște urși, exact ca și mine, nu uitați să faceți o comandă de produse apicole de pe site-ul meu www.mieretvo.ro, pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole la cele mai mici prețuri, avem zeci de reduceri, plus suplimentar încă 10% la următoarea comandă.
Produsele sunt premium, sunt 100% naturale, sunt foarte, foarte bune, am câștigat o grămadă de premii de locul întâi la târgurile naționale și internaționale la care am participat, iar calitatea este garantată. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat, ciao! FIFA american ca la Hollywood. Ce mai contează unde sunt născut? Unde? Care old school? Suntem new school. Ăștia vei ca tine nu prea sunt cool. Păi de ce mă faci, frate, mi-o să te înjuri? Când te fac cu pantaloni rupți în cur. Când termin cu tine vine clar smurdul. Catru fiu prost de la Hollywood. Trăiesc FIFA american ca la Hollywood. Ce mai contează unde sunt născut? Unde? Care old school? Suntem new school. Ăștia vei ca tine nu prea sunt cool. Păi de ce mă faci, frate, mi-o să te înjuri? Când te fac cu pantaloni rupți în cur. Când termin cu tine vine clar smurdul. Catru fiu prost la Hollywood.